Binecuvântat să fie Domnul! O nuntă grea în această zi, pentru că mi-am adus aminte de Rebecca când o mers să întrebe pe Domnul pentru gemeni, o zis: două neamuri mari se zbat în pântecele tău. În ziua aceasta două neamuri mari se încuscresc și m-am uitat, nu știu care e mai mare. Roxana? Și. Dar știți ce e treaba? Peste 2 ani o să vă uitați în album și o să zici: ai mei ori fost mai mulți, neamul meu e mai mare. N-am știut să fac diferența, să pun în cumpănă care neam e mai mare, neamul Mircea sau neamul Solovăstru. M-am uitat mașinile de Anglia venite, am crezut că-s la Londra azi la nuntă. Două neamuri mari. Acum vreți să vă spun vouă neamurilor adevărul lor? Le-am făcut o bucurie acum de început, dar vreau să vă spun. Cu neamurile îi bine numai la plicuri. Atât. După aceea numai probleme ai cu neamurile. Cu neamurile îți rezolvi nunta, că-s mai aproape, mai simt cu tine, simt cheltuiala, se uită la nivelul nunții și ăia te ajută să ieși din groapă, da? Să poți să termin cu bine. Dar cu neamul mare după nuntă nu e așa bine, că toți își dau cu părerea. Toți își dau, vin cu ideile lor, vin cu părerile lor. În această zi vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și știți când e bine? Când neamurile spocăite, n-ai nicio problemă. Când neamurile și din partea mirelui și din partea miresei sunt credincioase, atunci nu ai nicio problemă. Ar vrea să ne uităm în această zi în cuvântul lui Dumnezeu. Andrei, vreau să zic, știindu-te de la tinere, de aceea și pe tine și pe Roxana, nu știu câte lucruri te-a învățat Roxana, te-a învățat multe, dar unul știu că te-a învățat sigur, știi ce te-a învățat? Să zâmbești. Să de zâmbit, eu l-am știut un băiat foarte serios, de când a venit prima dată în birou la fratele păstor, m-am nimerit acolo, domne, zâmbea Andrei. Dar zâmbea cum nu o zâmbi niciodată. Roxana ea zâmbește, care are un râs molipsitor, da? Dar l-a învățat și pe el să râdă, să zâmbească, să-și exprime bucuria. În această zi vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și spuneam mai devreme că mulți își dau cu părerea. Ar vrea să nu ne dăm cu părerea când e vorba de familie, pentru că e o lucrare, una dintre cele mai serioase și profunde lucrări din lumea aceasta, e întemeierea familiei. De Andrei a fost mai ușor, că nu a trebuit să cheltuie cu motorină, cu avioane, să caute. A fost aici. Simplu, direct, o știut că e aceea. Nu știu când ai observat că e aceea în biserică, dar problema e că n-ai avut cheltuieli mari. N-ai avut cheltuieli mari pentru că a fost aceea, ați crescut împreună, ați slujit împreună, ați fost în casa lui Dumnezeu. Ne uităm la viața de familie în această zi. Și vreau să vă spun, familia, cuvântul lui Dumnezeu spune că familia are nevoie de protecție. Familia are nevoie de protecție. Să știi, Roxana, că Andrei are nevoie de protecție și să știi, Andrei, că Roxana are nevoie de protecție. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Și spune mai departe, îmbrăcați-vă. De ce te îmbraci? Ca să te protejezi. Să te protejezi de ploaie, să te protejezi de soare, să te protejezi de frig, da? De mai multe intemperii. Familia are nevoie de protecție. Familia nu-i cumva cum ai pus cartoful în grădină, nu iasă anul ăsta, încerci anul viitor. Nu iasă la toamnă, las că o să iei un hibrid mai bun și o să-l plantezi. Mergeam vara asta undeva la adunare și am trecut pe lângă un lan de porumb. Și acolo, la marginea lui, erau niște stâlpi și se vedea un panou pus acolo pe stâlpul acela și arătau cei care ori semănat porumbul acolo că ori folosit un hibrid extraordinar care rezistă la secetă. Știți ce am realizat? Că era tot uscat. Nu, zic, ori da bani pe hibrid care să reziste la secetă și nu rezista la secetă. Și am zis, ce usucă Dumnezeu, uscat rămâne. Dar și ce udă Dumnezeu, udat rămâne. În această zi vreau să înțelegeți că intrați în viața de familie. Viața de familie nu-i ceva la voia întâmplării, ci să știți, Dumnezeu este Cel care a instituit familia și a făcut parte femeiască și a făcut parte bărbătească. Familia nu-i ceva așa de
Sâmbăta trecută auzeam pe cineva predicând la o nuntă și a zis că a venit un tânăr la el foarte pudic, foarte timid. Și a zis că de vreo 10 ori, de 10 ori i-a zis, frate, aș vrea să ce mă? Aș vrea să, vrea să zică că vrea, aș vrea să se însoare. Și a zis, spune odată, zice, tot transpirat, să uita pe sus, pe jos, zice, aș vrea să vă spun că aș vrea să, zi-mă odată, zice, aș vrea să mă împlinesc. Atâta de pudic era că a zis că i-a fost frică să spună că vrea să se însoare. Dar știți că viața de familie înseamnă împlinire? Știți că viața de familie înseamnă împlinire? În această zi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și am intitulat mesajul Roți care te ajută să mergi cu familia înainte. Acum e un titlu atipic. Să știți, mulți vor să-ți pună roțile lor la carul tău. Dar nu merge de la Mercedes la BMW și nu merge nici de la volan pe dreapta la volan pe stânga, nu? Fiecare familie are roata ei. Fiecare familie au roțile lor. Nu încercați și vă rog ceva, Andrei. Voi trebuie să vă protejați, că mulți vor veni să-ți spună ce se potrivește la familia voastră. Ceea ce se potrivește și ceea ce rămâne de valoare, e ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne dă metodele biblice pentru a merge cu familia până la capăt. Nu să rămâi în pană după 5 ani, să spui, ori trecut 5 ani, parcă simt că nu mai iubesc. Știți că statistici, în România, statisticile vorbesc și spun că dragostea rezistă 2 ani, vreo 3 luni și câteva zile. După statisticile românești, așa rezistă. Dar după statisticile lui Dumnezeu, Biblia spune și înțeleptul Solomon a spus că dragostea cum e tare ca moartea. Se luptă dragostea cu moartea, îi la egal. Și spune Biblia că dragostea e tare ca moartea. Știți că dragostea nu se poate pierde, ci se poate părăsi. O zis cuvântul Domnului în Apocalipsa, ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, nu ți-ai pierdut. Că dacă pierzi, îi din greșeală, Domne, dacă îți pierzi cheile, nu-ți dă nimeni în cap, încerci să le cauți, să le găsești. Dar dacă ai luat cheile de la mașină și le arunci cu toată puterea în pădure, știi ce se întâmplă? Arată că ai anumite probleme. Aia înseamnă să le părăsești și altceva înseamnă să le pierzi. Dragostea nu se poate, nu se poate pierde, se poate numai părăsi. Părăsirea îi cu bună știință. Vreau să vă spun în această zi, una din roțile care trebuie să le aveți în mintea voastră, în viața de familie și ce trebuie să caracterizeze familia voastră, este bunătatea. Te întreb, Roxana, să uită toți la tine și pe internet, ori da drumul la live, ai grijă. Știți ce i-am observat? Domne, atâta vorbesc între ei, primii miri care îi văd că mai au de spus, mai au de obicei toți, de emoții, nu scot un cuvânt. Numai vezi că prin semne, el strânge de mână sau el o strânge de mână. Ăștia doi n-au avut niciun stres. N-au avut niciun stres, vorbeau, mai puneau lucrurile la cale, cum mai trebuie rezolvat la restaurant. Primul lucru și prima roată care trebuie să o aveți și trebuie să o avem în familiile noastre, e roata bunătății. Nu merge familia fără bunătate. Merge familia fără bunătate? Nu merge. Știți că unii din tineri se uită la anumiți oameni în vârstă și spune, mă, se vede pe ei acri. Știți de ce? Că n-au roata bunătății. Păi dacă nu-i bunătate, îi răutate. Ceva ai, dar n-ai ce trebuie. Ai o roată care nu merge. De aceea aș vrea să aveți roata aceasta. Prima roată, roata bunătății. Zice cuvântul lui Dumnezeu, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu. N-ai cum să fii ales al lui Dumnezeu și tu să n-ai inima plină de bunătate. Zici, Doamne, am răbdat și eu, am încercat și eu, dar nu mai pot să fiu tot bun. Pentru familia ta se merită să fii tot bun. Pentru familia ta, stimată mireasă, se merită să fii tot bună, cu inima bună. Roata aceasta, să nu lăsați niciodată să vă sară. Țineți-o acolo. Eu mi-aduc aminte, vorbeam cu Dana, urma să ne căsătorim și am mers la cineva cu o zi înainte să vin la Timișoara, am mers să-mi schimbe plăcuțele de frână. Ce-a făcut ăsta? Și eu fără experiență, nu știam, eram tânăr pe atunci, și acum sunt tânăr, dar atunci era mai tânăr. Și după ce mi-a schimbat plăcuțele, mi-a pus roțile la loc și a doua zi dimineața, pe la 5, am pornit să vin la Timișoara.
Când am venit, nu era autobanda deschisă, într-o curbă mi-o sări roata de pe stânga, de pe față. Dom'le, dintr-o dată m-am trezit cu mașina într-o parte de față. N-am avut viteză, nu s-a întâmplat nimic. Din ziua aceea, de când mi-a căzut roata, am găsit roata, s-au desfăcut prezoanele, în fine, am reușit să ajung la Timișoara în trei șuruburi, au fost bine, și în două ajungeam, și într-unul, aveam dorința să ajung. De atunci, de când mi-a sărit roata de la mașină, de atunci totdeauna când mi se schimbă plăcuțele, când mi se umblă la rost, totdeauna le verific eu. Îmi zice, lasă că ți le-am strâns, cu cheia dinamometrică, cu pistolul. Pistolul tău nu-i ca mâna mea. Eu vreau să văd că s-o strâns roata. Vreau eu să fiu sigur. De atunci nu mă mai las pe mâna lui altul. Vreau să vă rog, nu vă lăsați pe mâna lui altul. Nu vă lăsați roțile familiei, nu vă lăsați bunul mers al familiei pe mâna altuia. Vă dau un exemplu, la o nuntă am auzit pe un frate în vârstă, spre 80 de ani, o zis că în tinerețea lui, când erau copiii mai mici, o zis că nevastă-sa era așa mai dintr-o bucată, dacă nu-i convenea, nu mai vorbea cu tine 3 zile, dar el vorbea de față cu ea, nu avea nicio problemă. Și zice, așa era soția. Și zice, eu nu puteam răbda să nu vorbesc cu ea. Două ceasuri, da? Păi două zile. Și zice, am văzut că o zi nu vorbi cu mine și a doua zi, zice, când am văzut că vin de la lucru și ea nu-mi zice nimic, îmi pune mâncarea, dar nu mă salută, nu-mi spune nimic, zice, eram la pământ. Zice, ce idee mi-a venit? Zice, dintr-o dată, avea vreo 7-8 copii, zice, m-am dus în cameră și m-am pus în 4 labe și am început să merg uitându-mă pe sub pat și pe sub dulapuri. Zice, copiii s-au speriat și au zis, tata, ce-i cu tine? Ce cauți pe sub dulapuri și pe sub masă, pe sub pat? Zice, m-am uitat la copii și am zis, caut limba lui mamă ta. Zice, când o auzit soția că eu caut limba ei, o început să râd, o venim îmbrățișat. Zice, de atunci când se supără, îi spun, vezi că iară mă pun în 4 labe și încep să caut. Uite că dă rezultate. Când vrei inima ta să nu se acrească, când vrei inima ta să nu falimenteze, dacă trebuie să te pui în 4 labe ca și căluțul, da, să te joci cu copiii, ca să scoți familia din criză, îți spun, se merită lucrul acesta, ca să-ți păstrezi bunătatea. De acrit, tare repede ne acrim. Surorile, n-ai văzut, ai pus o ciorbă, sara s-o acrit. Repede, cu dulceața e mai problemă. Acolo trebuie mestecat, nu? Ca să-ți păstrezi bunătatea, ca să-ți păstrezi dulceața inimii, acolo e efort, acolo e luptă. Dacă să te acrești, nu trebuie să faci nimic, numai să stai la soare. Nu? Dom'le, o duci la soare, o duci la munte, o duci peste tot, unde vrea ea. Și tot acrăi, nu? De ce? Că și-o pierdut ceva din interior. I-o sărit o roată, ea merge numai în 3 roți. Îi ceva ce nu funcționează. De aceea aș vrea să țineți cont de primul lucru. Păstrați-vă bunătatea. Păstrați-vă bunătatea în inimile voastre și vă spun, orice efort se merită pentru casa voastră. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru, a doua roată care trebuie folosită ca familia să meargă, nu vi le spun eu, le spune cuvântul lui Dumnezeu. Vine cuvântul Domnului și spune așa, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. A doua roată e smerenia, zice cu smerenie. Întotdeauna smerenia îi unsă bine cu îngăduința. N-ai cum să fii un om smerit dacă nu ai și latura îngăduinței. Omul mândru nu îngăduie nimic, dar omul smerit are puterea să îngăduie. De ce Apostolul Pavel vine și leagă lucrurile acestea împreună? Și spune smerenia și îngăduința. Folosește acestea două cuvinte pentru viața de familie. De ce? Știți de ce? Pentru că nu sunteți perfecți. Știu, te-am supărat acum, au lăsat capul în jos. Nu sunteți perfecți niciunul. Niciunul, nici tu, Andrei, cu toate că ești ca stejarul așa tras plin inel, după ani se mai schimbă inelul, mai crește, mai... Vedeți cum sunt și eu, când m-am însurat era o mărime de inel, acum nici nu mai măsor, da, se schimbă inelul. Dar vă spun, nu sunteți perfecți. De ce trebuie folosită îngăduința? Știi de ce, sora mireasă? Știi de ce trebuie să-l îngădui? Că nu-i perfect. Poate tu până azi l-ai văzut perfect, l-ai văzut și foarte bine, așa să-l vezi. Cel mai frumos dintre cei mai frumoși, așa să-l vezi tu. Dar îți spun, cât e de frumos,
nu-i perfect. De aceea trebuie să folosești îngăduința. Să folosești îngăduința. Să știi ceva? Dumnezeu vă va șlefui unul prin celălalt. Știți cum se aprinde focul? Când două pietre se lovesc una de alta și se aprinde focul, să faci căldură, da? O să vezi că Dumnezeu vă va șlefui, o să vezi cât te poți răbda, Andrei. Nu știu cât te poți răbda acum, uite-l ce râde. Habar n-ai cât te poți duce în spate. Habar n-ai, o să-i zici la mama, mamă, n-am crezut că pot eu duce atâtea. Și cum le duci așa? Zice, pentru că îți merit. Smerenia te va ajuta să duci în spate ce n-ai crezut că duci vreodată. O să vezi că reușești să le duci în spate. Și bune și rele. Și mai ușoare și mai puțin, și mai grele. Dar vreau să-ți spun ceva. Nici mireasa ta nu e perfectă. Îți doresc să o vezi cea mai frumoasă dintre cele mai frumoase. Dar spun ceva, nu-i perfectă. De aceea trebuie să îngădui. Acum știu că tu poate intri ca bărbații de fel. Intri în viața de familie cu un ideal, da? Idealul dinainte de căsătorie nu prea bate cu ăla de după căsătorie. Noi vrem să avem o viață frumoasă. Păi o ai frumoasă dacă ți-o faci frumoasă. Nu ți-o face nimeni. N-a aștepta că mulți socri, părinți încearcă să le împingă carul, să-i deblocheze. Dacă ei nu se deblochează, nu-i poți debloca niciodată. Pentru că la ei puterea de a ieși din groapă. Dacă îi smerenie în viața fiecăruia, atunci există și îngăduință. Vei vedea că nu-i perfect. Noi, ca bărbați, mediul nostru cel mai propice nu-i în familie. Știi unde e? În afară. Noi acolo vrem să demonstrăm. Uitați-vă în familiile dumneavoastră. Când vine soțul acasă, știți cum vine? Vrea liniște, dacă se poate mâncarea caldă și 3 ore să nu se audă glas de copil în casă. De ce? Că se odihnește tata. E un fel de Marriott, de hotel acasă, nu? El vrea liniște, el vrea femei, pentru că el și-a împlinit ceea ce-i bărbătesc în el în exterior. O demonstrat că zugrăvește bine, o demonstrat că zidește bine, o demonstrat că știe să facă business. El când vine acasă ar vrea liniște. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune altceva. Zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Zice, tu vii acasă ca la hotel. Ea trebuie să facă și pe polițist, tu taci că se trezește tată, tu taci, nu fă gălăgie, ai gătat temele că se trezește, vine tata acasă. Da, o punem pe nevastă să le facă ea pe toate. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu cere de la bărbați. Și Apostolul Pavel vorbește lucrul acesta și spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Să știi ceva, când inima femeii e împlinită, are putere să lucreze extraordinar de mult. Uitați-vă Proverbe 31. Dacă o să citiți Proverbe 31, o să vedeți că femeia lucră de rupe și bărbatul stă la povești. Așa arată Biblia, nu? Ăsta e visul oricărei soacre de mame de băiat, da? Băiatul să nu rupă spatele, care cu inelele din copilărie, din copilărie îl doare spatele, dar dacă se poate ea să lucre, da? Și Proverbe spune că femeia lucră, încarcă, descarcă, nu stinge becul, nu-și oprește mâna de la lucru, cumpără, vinde, face negoți și el ce face? Stă la poartă cu bătrânii și ce face? Povestește, numai la povești. Dar nu zice că femeia asta o venit măcar o dată să-i spună, mă, te rog eu, vino mă și ajută-mă că nu mai pot. Ai zis că stai 2 minute și ai stat 2 ore, nu? Că ceasul bărbatului diferă de ceasul femeii. Știți de ce femeia asta nu bagă deloc de vină? Știți de ce? Pentru că inima e împlinită. Când inima e plină de dragoste, când inima e împlinită și starea familiară e bună, știi ce se întâmplă? Ai putere să lucrezi, ai putere să treci peste obstacole, ai putere să încarci, ai putere să descarci și știi ce spui? Lasă că nu el e grozav în toate lucrurile, dar e un bărbat bun, e o femeie bună. De ce? Rezervorul e plin. De aceea vă rog ceva, Andrei și Roxana, umpleți rezervorul unul celuilalt. Ai grijă de rezervorul inimii ei. Roxana, tu să ai grijă de rezervorul lui, să fie întotdeauna plin. Pentru că să știți, când pleci cu rezervorul plin, nu-ți mai poate băga nimeni în rezervor nimic. Că e plin, da? Când inima e plină, diavolul nu vine să te ispitească când e inima plină. Știi când? Când e goală. Când ai plecat supărat, când ai plecat certat, când ai diferite nemulțumiri, atunci vine pentru că ești vulnerabil. De aceea aș vrea să înțelegem că a doua roată este smerenia. Smerenia întotdeauna lucrează cu îngăduința. A treia roată, știți care e? Dragostea.
Eu cred că v-ați luat din dragoste și sunte. O să vă întrebăm, nu mergem așa pe povești. Noi o să vă întrebăm imediat. La final o să vă întrebăm. Dar cred că sunteți pe scaunul acesta, unul lângă altul, dintr-un singur motiv. Din dragoste, așa-i? A venit un băiat în tabără, că acum, nu, noi am fost în tabără zilele trecute, și a zis, frate, eu vreau să mă însor. Bine faci. Zice, dar eu vreau numai dintr-un singur motiv. Care? Zice, numai din dragoste. Nu mă interesează că are bani sau că n-are, dar eu vreau să-mi întâlnesc o fată care să mă iubească și pe care să o iubesc. Nu, zic, ăsta e principalul motiv pentru care trebuie să te căsătorești. Din dragoste. Pentru că ce iubești, dacă e în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu revarsă binecuvântarea. Să știți, nu Dumnezeu alege, noi alegem. Spunem, Doamne, Tu mi-ai dat-o. Nu, Tu ți-ai ales-o, stai liniștit. Nu mai da vina pe Dumnezeu. Dumnezeu respectă alegerea care ai făcut-o. Și Dumnezeu revarsă binecuvântarea. Nu Dumnezeu alege. Nu Dumnezeu te face fericit. Tu îți creezi fericirea în propria ta familie. Pentru că aici vine cuvântul lui Dumnezeu și ne arată ceva extraordinar, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Întotdeauna dragostea îi unsă cu iertarea. Roata dragostei întotdeauna merge mână în mână cu iertarea. Nu poți să spui, îl iubesc, dar nu-l pot ierta. Ascultați-mă, iertarea nu la păcat, ci la anumite lucruri care mai sunt împiedicate, anumite lucruri care nu funcționează. Întotdeauna dragostea spune că acoperă totul. Dragostea nu pârăște la tata, la mama, la neamuri, nu? Că sunt mulți care ar vrea să aștepte ceva. Să aștepte un SMS, să aștepte ceva pe grupul de familie. Cât sunt unele neamuri, nu? Care sunt mari, stau în stand-by, în așteptare, să primească ceva, vreo bombă, ceva de la cineva ca să desfacă firul în patru. Întotdeauna, când iubești, ai puterea să treci peste orice piedică care îți vine în cale. Știți de ce? Hristos a îndurat crucea și ne-a iubit până la capăt. Pentru că inima Lui a fost plină de dragoste pentru omenire. Și versetul de aur, nu la voia întâmplării îi numit versetul de aur. Pentru că acolo e pusă toată dragostea Lui Hristos pentru omenire. Acolo te regăsești și dumneatale și acolo mă regăsesc și eu. Vreau să vă dau un exemplu și o să mă apropii de încheiere. E un pasaj și vă rog foarte mult să citiți de azi înainte, de fapt de mâine, că azi mai numărați bani, mai vă odihniți, da? Dar de mâine vă rog să citiți cartea Iov. Știu că până acum ați citit Cântarea Cântărilor, ați trimis mesaje din Cântarea Cântărilor, ați citit proverbe, dar de mâine vă rog să începeți să citiți cartea lui Iov. Cartea lui Iov, în cartea aceasta găsești toate fazele prin care poate trece o familie. Bogăție, sărăcie, sănătate, boală, belșug, faliment, prieteni, dușmani, orice situație prin care trece o găsești în cartea lui Iov. Știți ce îmi place extraordinar cartea lui Iov? Mă regăsesc de multe ori și când trec printr-o situație, totdeauna citesc în cartea lui Iov și găsesc corespondentul. Acum vreau să vă spun ceva, surorile, să fiți atente. Știți că Iov nu a fost un om greu de iubit? Iov nu a fost greu de iubit. Știți de ce? Ăsta câștiga mulți bani. Așa e că altfel iubești când vin banii mulți. Știți câți bani câștiga, surorile? Iov, știți câți bani câștiga? Nu putea ea cheltui cât putea el câștiga. De unii frați, cum dau din cap, nu? Nu putea ea cheltui cât putea el câștiga. Păi așa om, să tot iubești. Să tot mergi cu el în oraș, nu? Că ăsta-i plin, niciodată nu-ți spune, vezi că a venit fanul, o sunat de la Semdei, o sunat de la Temu, de la... Nici nu mai știm câți ne mai sună în fiecare zi și primim coduri. Du-te pe strada cu tare și ridică-ți coletul. Și dai telefoane, du-te, adu-mi coletul acasă, da? Niciodată nu i-a spus că se cheltuie prea mult. Niciodată nu i-a spus că se fac investiții prea mari. Dar vă spun, cât a fost de sus, a venit vremea testului. Vreau să vă spun marele adevăr. Astăzi sunteți sub o boltă de flori, dar viața de familie, adevărul e că nu-i sub boltă de flori. Vine vremea testului. Toți care suntem căsătoriți putem spune și putem da multe exemple de vremea testului, așa-i? Când ai fost sus, când ai fost cel mai bine, dar poți vorbi și de vremea în care Dumnezeu te-a trecut prin vale. Iov ajunge în vale într-o singură zi. Boala
îi bate la ușă, îi mor cei 10 copii, ajunge în faliment, totul se prăbușește în jurul lui. Prietenii întorc spatele, nu că întorc spatele, ci din contră îi devin dușmani și îl acuză. Dar știți ce spune Biblia? Că omul acesta o ținut la două lucruri în viață. Zice cuvântul Domnului că în capitolul 42 apare din nou soția lui Iov în viața lui. Și Iov n-a luat-o să o ducă să dea o declarație că nu mai pleacă sau că o să fie credincioasă, nu. Ci Iov înțelege două lucruri în viața de familie. Că n-are voie să renunțe la două persoane, la Dumnezeu și la partenerul de viață. Lucrurile astea două le-o înțeles Iov. Multe nu le-o înțeles. Dar astea două le-o înțeles perfect. O porni cu Dumnezeu și o sfârși cu Dumnezeu. O început cu nevasta tinereții lui și cu ea o mers până la capăt. Dacă vă rog ceva, știu că ați avut un moment în bazinul acesta, da? Amândoi. Fiecare într-un moment când ați intrat în apa botezului, ați început cu Dumnezeu. Vă rog ceva, sfârșiți cu Dumnezeu. Dar astăzi începeți pe un drum nou, mână în mână. Știți ce ar vrea Roxana? Așa să-l ții toată viața ta. Să nu-l scapi din mână, să nu-l scapi din priviri, să-l ții lângă tine toată viața. Și nimeni și nimic să nu vă poată despărți. Dragostea să vă ajute să treceți peste orice piatră a familiei, peste orice bolovan care vă vine, peste orice groapă care apare în familia voastră. Și ultimul lucru cu care închei, știți care e a patra roată care e nevoie în viața de familie? E nevoie de roata păcii. Roata păcii. Poate să fie mâncarea cât de bună, a venit Solomon și a spus... decât cărnuri pline, mesele pline de cărnuri, mai bine o bucată de pâine uscată, știți cum e bucata de pâine uscată, da? Aia care te zgârie, zice, nu mă zgârie, că-i pace. Știți că pacea întotdeauna unsă, unge pâinea asta, care poate câteodată e tare. De ce Apostolul Pavel ne cheamă să fim oamenii care să rodim pacea în familiile noastre? De ce? Pentru că pacea păstrează sănătatea familiei. Pacea întotdeauna ți-o da puterea să mănânci sărat și dacă ai avut tensiune, da? Le spuneam la niște tineri zilele trecute, sunt matematicieni, și le-am zis în tabără, zic, băi, știi că matematica în familie diferă de matematica de la școală? Și au zis, cum așa? No, uite aici. La școală am învățat că 1 cu 1 fac întotdeauna 2. N-ai cum să facă, niciodată nu face 3 sau 2 jumate. Dar știți că în viața de familie 1 cu 1 fac cât? Și 4 și 11 și 15, cât vrei. De ce? Ca să fie bine. Ca să fie bine, să fie pace. Spui, dar de ce ți-ai mai cumpărat o rochie? Păi mă duc la noi. No, bine, las-o așa. Deși nu mai avea nevoie de o rochie. Nu, asta e matematica familiei. Cât e? Cât vrei tu? Las-o așa să mergem liniștiți la... Nu? Cât de bun matematician ești când urmărești pacea? Deci e bine așa, rezultatul ăsta e bun, 300 de lei, 300 de euro, e bun așa, las-o așa. Și îți dai seama după nuntă că tu ai cheltuit mai mult până la nuntă decât cât ai pus în plic, nu? Rochia ta o costat și geanta și pantofii și baticul și tot ce ai avut nevoie, ori costat mult mai mult decât ai pus tu acolo în plic. Mai mult cheltui până în ziua anunții, da, când te pregătești, dar asta e matematica familiei. Știi că te poți certa de la orice lucru? De la orice lucru. De dimineața, de când te trezești până te culci seara, te poți certa în continuu. Dar dacă... ții la legământul care l-ai făcut cu Domnul și la legământul care l-ai făcut cu partenerul de viață. Știi ce faci? Păstrezi pacea. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm pacea. Și vă spun ce a zis un bătrân. La 94 de ani a rămas fără soția lui. Și tinerilor întrebat și i-au zis, auzi, frate, spune-ne și nouă, bătrânul de pe la Baia Mare. O zis, zice, v-ați certat vreodată cu soția? O zis, niciodată. Peste 60 de ani de căsătorie. Și o zis, zice, dar cum așa? Nu se poate, ați avut copii, v-ați certat. Niciodată. Și o zis, dar cum ați reușit? O zis, eu m-aș fi certat cu baba mea tătă ziua. Dar zice, baba mea nu-și punea mintea cu mine. Ați înțeles? Câteodată îți poți pune mintea unul cu altul oricând, de dimineața până seara. Dar dacă vrei să păstrezi pacea, nu-ți pui mintea cu el, nici cu ea. Că poate e obosit, poate vine de la lucru. Ar vrea ca Domnul să vă ajute. Roțile acestea, și voi veți găsi mai multe, că acum este nu numai 4x4, și 6x4, și așa, sunt mai multe roți. Voi le veți găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute așa, mână în mână, cum sunteți acum. Așa să fiți până la capăt. Amin.